Doamnă, cum vă numiți? Neacșu de la Suraia. De la Suraia sunteți, aveți, adică e producție proprie. Da, sunt, da, 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 da. Spuneți-mi, doamnă, în perioada asta, de când a început pandemia, a scăzut numărul de cumpărători? Foarte mult, a scăzut și numărul, și vremea nu ne ajută. Vremea de ce nu vă ajută? Dacă n-a plouat, s-a uscat absolut tot. Și dumneavoastră câte vaci aveți acasă? Eu am două văcuțe, da. Sunt amele, fac marfa, vin, dar a scăzut foarte mult. Știu că suraienii au marfă foarte bună, sunt oameni serioși. Mai sunt, baza erau la ăștia din afară, veneau sărași și chiar și băiatul meu nu poate să mai vină. În Italia, băiat? Nu, e în Luxemburg, dar... Da, păi să stea băiatul izolat, ce să facă? Vine și el să viziteze unul altul. Da, e greu. Văd că aveți aici și, și ouă aveți. Aveți găini? Da, avem și câteva găini, da. Da, 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 da. Din păcate, stimați telespectatori, avem oameni foarte gospodari și foarte serioși, dar uite că pandemia asta a încurcat un glob pământesc. Doamnă, să dea Dumnezeu să se refacă situația. Asta ne dorim, să fie bine, să ne ajute și bună Dumnezeu să ne dea un pic de ploaie, un pic. Și ca să ne ajute Dumnezeu, trebuie și noi să gândim mai frumos, să fim mai omenoși, că am luat o razna. De unde sunteți? Din Focșani. Da? Și cum vă numiți? Vișan Nicoleta Alexandra. Doamna Nicoleta Alexandra, de unde aveți marfa? Mândrești. Aveți marfă proprie, da? Nu. Nu, vând la cineva. Da. Dar persoana respectivă are condiții bune ca să realizeze. Da. Și cum vi se pare acum în pandemia asta că merge vânzarea? Foarte, foarte prost. Care credeți că este motivul pentru care oamenii au rețineri ca să cumpere? Lipsa de servici, bani puțini. Poate și frica. Așa e în România la noi, adică în Românica. Așa e, adică în Românica, salarii foarte mici. Dumneavoastră ați mai lucrat în altă parte? Da. La un magazin alimentar. Și? Nu era pe vremea pandemiei. Deci nu era vremea pandemiei atunci. Mergea bine, salariul. De ce ați plecat? Pentru că s-a închis magazinul. A, s-a închis magazinul, da. A dat faliment. Piața Moldovei, piața din Focșani nu se dezminte. E plină cu lucruri foarte, foarte bune. Din păcate, toți spun că, mă refer la comercianți, că a scăzut numărul clienților, asta este. Doamnă, bună ziua! Puteți să vă dați un pic masca jos, că nu e nicio problemă. Cum vă numiți, doamnă? Bercaru, mă numesc. Doamna Bercaru, cum merge vânzarea? Câteodată bine, câteodată mai puțin bine. Că văd că aveți lucruri foarte bune și proaspete. De unde le procurați? Să nu dați nume de firmă. Din România sunt toate. Sunteți producători sau? Nu, în comerț. Avem firmă la Zimbru jos, suntem AB. Sunteți, da. Da. Știu că e o firmă serioasă, uite, se poate vedea cu ochiul liber, marfă foarte bună, să dea Dumnezeu să vindeți tot. Să ne ajute Dumnezeu. Credeți că pandemia asta a încurcat oarecum lucrurile? Puțin, da. Dar ați spus puțin, nu cine știe ce. Nu cine știe ce, pentru că sunt oameni mai în vârstă acum și sunt mai puțini. Iarăși niște doamne pe care le cunosc, de la care cumpăr și eu de multe ori, care totdeauna au marfă foarte, foarte proaspătă. Cum vă numiți? Românească Săpunaru Ricuța. Sunteți de la Gologanu. De la Gologanu, da. Ei, gologănenii sunt oameni cu totul și cu totul speciali. Suntem o comună, adică frumoasă, oameni speciali, aproape de oraș, harnici, muncitori. Dar ce comună v-a lăsat domnul Robu și o continuă și domnul Riciu, categoric, oameni serioși. Foarte de unde procurați casa? De noastră românească, din zona Vrancei, toate-i... Sunteți comercianți sau sunteți și producători? Și. Marfă tăiată în abator, autorizată, verificată. Doamna, v-a împiedicat cu ceva această pandemie? Mă refer la vânzări, la... Sigur că da. Păi nu, am fost aici 2 luni, da. Cheltuielile au mers în continuare, chirie și toate celelalte au mers, vânzările, normal că ne deschizând
Da, nu, poate de Dumnezeu să fie bine. Acum poate văd să fie bine. Poate vă doresc să fie numai bine. Numai bine. La fel, o doamnă de la care eu cumpăr mereu și totdeauna lucruri foarte bune. Cum vă numiți, doamne? Grosu Dumitra. De unde sunteți? Din Gologanu. Deci amândouă sunteți gologănence și este afacerea dumneavoastră comună? Comună, comună. Suntem în familie. Mamă și fiică, n-am putea spune că merge foarte bine. Este foarte grea viața de țăran, pentru că nu ne ajută nici de sus, nici în jur. Dar trebuie să luptăm, că suntem obișnuiți și cu mult și cu puțin. Așa este. Să meargă viața mai departe. Probabil că Dumnezeu ne-a dat pandemia asta ca să ne mulțumim și cu mult și cu puțin. Oamenii, să ne mai înfrânăm de la anumite chestii, să ne potolim un pic de la mult, de la repede, să mergem și mai lent. Se poate trăi viața și mai lentă. Și mai liniștit. Da, da, da. Știți, în tinerețea mea se mai suia, mai curăța salcâmul, mai fluiera vecina, mai ieșai la șanță. Acum nu-i timp, tot într-o viteză. Da, din păcate, da, și am uitat să ne mai gândim unii la alții. Stimați telespectatori, vedeți că și pește avem din belșug. Aici chiar este o firmă de la Murighiol, care vine și aduce pește pescuit în delta. Doamnă, cum vă numiți? Ungureanu Anița. Doamna Ungureanu, se mișcă ceva? Credeți că după pandemia asta, adică pandemia v-a încurcat un pic vânzările? Un pic, un pic, da. Dar se vinde? Se vinde, da. Se vinde. Avem pește bun, proaspăt. Dar spuneți-mi, doamnă, cam de câte ori se face aprovizionarea? De 3-4 ori pe săptămână, din 2 în 2 zile. Din 2 în 2 zile, da, deci da. Aveți marfă foarte proaspătă. Foarte da. Proaspătă, din delta totul e pescuit. De marfă direct din delta Dunării de la Murighiol. Un domn pe care vi l-am prezentat altă dată, acum vreo două, domnul Fane, aduce săptămânal, doamna spune că de 2-3 ori pe săptămână le intră marfă proaspăt. Doamnă, care sunt, ce predomină în cerințele cumpărătorilor? Ce vor să cumpere mai mult? Caras, crap, pescuit, somn, aproape toate speciile de pește. Da? Da. Știu că aveți un caras foarte bun, mare. Și mai mare și mai mic. Avem caras bun. Și proaspăt. Și proaspăt. Succes mult, sănătate! Vreau să spun că piața este foarte bine aprovizionată, da. Nu? Este aprovizionată, atâta că, uite că am uitat masca, mașina, asta e mai... Trebuia... Trebuia. În spațiul liber, se pare că se poate fără. Într-adevăr, dar e mai bine să ne ferim. Să dea Dumnezeu să le apere, să... De cele rele, să scăpăm de necazuri. Doamna, ne spuneți cum vă numiți? Roșca Sonia. Doamna Roșca, este afacerea dumneavoastră proprie, da? Da, da, da. De unde vă aprovizionați, doamnă? Să nu dați nume de firmă. Din baltă, din crescătorii, din pescuit, din delta. Din delta. Uh-huh. Doamnă, felicitări, aveți lucruri foarte bune, se văd cu ochiul liber. Cum merge vânzarea? Zile și zile, deci... Zile și zile. Na. Depinde. Piața din Focșani totdeauna a fost pe primele locuri. Vă doresc numai bine, sănătate. Mă bucur, domnule profesor, că vă întâlnesc aici în piață. Ați venit să cumpărați sau doar să vă uitați? Și să mă uit și să și cumpăr. Și cum vi se pare piața din Focșani? Destul de bogată, dar cu prețuri destul de ridicate. Vi se pare prețul ridicat? Da, da. Dar e bogat. Ce este important? Că se găsește marfă. Se găsește orice. Da, și orice se găsește. Dar prețurile se mențin foarte sus. Dar da, nu nimic, că noi avem bani, ce contează. Asta, la banii noștri, da, da, da. Poate că în timp vor mai scade. Da. Prețurile sau lefurile? Sau pensiile? La alea nu trebuie să ne gândim la măriri, trebuie să ne gândim la micșorări. Da. Nu prea cred, dar trebuie să ne gândim cu toții la măriri, pentru că ni se cuvin important, toate. Important să fim sănătoși și să putem să consumăm cât avem. Domnul Iaru, stăm de vorbă cu domnul profesor Constantin Iaru de la Liceul de Artă, stimați telespectatori. Noi ne-am cam obișnuit să ne mulțumim cu puțin. Să dea Dumnezeu să avem sănătate, sănătate, nu putem să avem sănătate dacă nu are statul grijă de noi, să trăim cu vinciu. Veniturile noastre au fost totdeauna modeste. Păi nu mai vreau să fie așa de modeste, că merităm dacă, mai mult. Nu, merităm, dar nu se poate mai mult. De ce nu se poate? Nu se poate că nu se vrea. Da, credeam că nu se poate, că nu se vrea. Da.
Dar v-ați pus întrebare de ce nu se vrea, dar haideți în altă... Nu mai intrăm în alte discuții, pentru că nu este locul și momentul. Este și locul și momentul peste tot. Eu spun, dați-le oamenilor bani să poată trăi liniștiți, să poată să-și ducă viața în condiții foarte bune, că altfel ne ducem de râpă, stimați telespectatori. Domnul profesor, vă doresc sănătate multă. Mulțumesc frumos, toate bune și să ne revedem la școală, nu online. Nu online, și asta altă găselniță care încurcă lucrurile. Păviu. Stimați telespectatori, am rugat-o pe doamna doctor Elena Șerbu, a fost ziua dumneavoastră la mulți ani. Mulțumesc foarte mult. Să fiți sănătoasă, să dea Dumnezeu, să aveți aceeași forță pe care ați demonstrat-o de ani de zile, ca lucrurile să meargă foarte bine în piața noastră. Mulțumesc foarte frumos, mulțumesc. Doamna doctor, eu am făcut un mic reportaj despre carne, despre pește, despre brânza și ouăle care se vând aici. Ce ne puteți spune în legătură cu pandemia și cu influența pandemiei asupra vânzărilor? Ce să vă pot spune? Influența pandemiei asupra vânzărilor? Nu, să știți că nu a avut o influență negativă. Da. Nu, împotrivă, să știți, mâncarea în tot timpul a fost și va fi o problemă, adică se va căuta, omul nu poate să stea fără să mănânce. Din punct de vedere al salubrității alimentelor, ce sunt comercializate în cadrul pieței agroalimentare, pot să vă spun că nu sunt probleme. Au fost? Niciodată n-am avut probleme, niciun fel de toxic, infecții alimentare, așa, cum să vă spun dumneavoastră, reclamații ca pe oriunde există. Nu avem cum să fie toată lumea mulțumită. Dar probleme majore, nu, niciodată. Și sper ca cât voi sta în această piață să nu avem probleme, pentru că este prestigiu în primul rând al persoanei mele ca specialist, cât și al instituției pe care o reprezint. Într-adevăr, stimați telespectatori, prestigiul doamnei ca specialist, doamna este doctor adică și-a dat doctoratul în medicină veterinară, fapt care a făcut-o să învețe foarte mult și să fie totdeauna... Întotdeauna trebuie să-ți placă ceea ce faci. Dacă în fiecare profesie nu există pasiune, nu există plăcere pentru ceea ce vrei să faci în viață, nu obții nimic. Așa că... Aveți și o formă de energie mai aparte. Da, așa este. Să știți, pentru faptul că eu sunt provin de la țară, sunt fiică de țăran, am muncit de când m-am născut, cum se spune vorba românească, și îmi place ceea ce fac și simt și trăiesc ceea ce fac. Să vă ajute Dumnezeu, doamna doctor. Mulțumesc. Nu vreau să plec, mi-am adus aminte că trebuie neapărat să vă întreb în ceea ce privește distanțarea asta fizică, ce părere aveți? Este o părere bună, trebuie să respectăm neapărat legea. Nu se respectă. Dar controle, să știți că sunt în permanență, dar omul este așa cum este. Unii respectă, unii nu vor să respecte, unii cred, unii nu cred și uitați unde am ajuns. Este grav, pentru că situația este așa cum este și întotdeauna trebuie să respectăm legea, indiferent în ce domeniu ar fi, legea trebuie respectată. Da, și categoric, crezi, nu crezi, legea trebuie respectată, e problemă personală. În numele focșănenilor și nu numai, vă mulțumim că aveți grijă de sănătatea noastră. Și eu vă mulțumesc și vă asigur de tot respectul meu pentru dumneavoastră ca consumator. Pe doamna Dana Mazăre o cunoașteți pentru că e una dintre cele mai vechi comerciante din piață. 20 de ani. Au trecut 20 de ani? Au trecut 20 de ani, da. Doamna Mazăre, în primul rând vreau să vă felicit pentru că dumneavoastră, pe lângă faptul că aveți o activitate foarte profitabilă pentru noi, în primul rând, adică marfă foarte proaspătă totdeauna, ați știut să îmbinați și viața de familie, că aveți două fete excepționale și comerțul, cum v-ați descurcat? Cu program lung, 13 ore. Muncă continuu. Muncă continuu. Da, în ce clasă sunt fetițele dumneavoastră? 15 ani. Am terminat prima treaptă de obligații, să zicem. Artista noastră. Și 24 de ani, adică în câmpul muncii, cu flux continuu. Mulțumim Dumnezeu, cea mare, da. Și cea mică la ce liceu s-a dus? La Cuza suntem. La Cuza. Suntem la Cuza, la științe. Da? Științe sociale, da. Vreau să urmez biochimia. Un copil excepțional. Da. Mulțumesc, și asta se datorează și educației pe care le-ați dat-o. Asta vreau să vă întreb, pandemia a adus oarecare pagube în activitatea dumneavoastră sau nu? Să nu zicem pagube, dar a restricționat puțin fluxul, a mai așezat lucrurile un pic mai spre lent,
Deci am mers lucrurile mai încet, dar nu rău. Deci ușor, așa, pas cu pas. Da. Mulțumesc foarte mult. Toate bune, sănătate. Bună ziua. Ne spuneți cum vă numiți? Mocanu Vasile. Domnul Mocanu, sunteți focșănean? Da. Veniți des în piața din Focșani? Da. Cum vi se pare piața din Focșani ca aprovizionare? Ca aprovizionare, dacă știi de unde să iei, e bine. Dacă nu, s-ar putea să... Mai iei peste orice de dată, da? Mult. Nu da, că... Da, s-a întâmplat? Am trimis băiatul. Da? Mi-a luat numai tâmpenii. Văd că luați acum carne de aici, de la toamnă. Da, da, da. Mai da. Luat de aici? Sigur, sigur. Și ați fost mulțumit de fiecare da, carne. Da, da, da. Ce părere aveți despre pandemia asta? E foarte serioasă. Parlamentarii noi sunt inconștienți. Dumneavoastră, cum ați vedea rezolvată problema asta? Rezolvat problema este foarte simplu. Ne uităm la alte țări, cum procedează și facem noi la fel. Nu suntem noi mai deștepți. Dar nu credeți că ai noștri la fel procedează? Nu, nu. Nu, la noi s-a dat dreptul să plece din spital, s-a dat dreptul să nu stea acasă, s-a dat dreptul să nu mai faci nimic. Deci la noi, în ultimii ani, totul se face pentru aia bolnavi, nu pentru sănătoși. Dar ce părere aveți despre școala online? Mi se pare o tâmpenie. În momentul când nu există apropierea dintre elev și profesor, e foarte greu să... Aveți copii? Sigur, am și nepoți. Am nepoată la facultate. Da? Și acolo, la ce facultate? E în Spania și acum e în Mexic. Ce spune? Tot așa internet. E cu online școala la ei? Da, a fost, cât a fost perioada gravă, da, și acum s-a agravat din nou. Același lucru ca și la noi, s-a dat drumul la distracții, la... Vedeți, domnule Mocanu, s-a dat drumul la distracții de toate felurile de ani de zile și acum plătim... Noi din 90 până acum, noi n-am înțeles ce înseamnă libertate, democrație și drepturile omului. Nu le cunoaștem și nici nu știm. Ne interpretăm fiecare după ureche. Și acceptăm tot ce ni se dă. Da, bine. Nu, sunt foarte mulți oameni, vă spun sincer. Deci sunt, cred că, 30-40% din populația țării. Nu gândesc cu creierul lor. Domnul Mocanu, vă doresc numai bine și poate ne întâlnim în vremuri mai valide. Să dea Dumnezeu. Văd că sunteți pe baricade, iar vă găsesc aici. Suntem în treabă. Cum merge? Binișor. Merge, da? Binișor. Bravo, deci sunteți mulțumit. Asta da, e perfect. Da. Nu vreau să plec din piață până nu stau un pic de vorbă cu doamna Cătălina, care și domnia sa e de ani de zile aici, de câte de câți ani? 22-23. De 23 de ani. De unde sunteți, doamnă? Eu sunt... Deci, că sunteți în Ardeal. De la Biserica Năsăud, dar sunt căsătorită aici, la Bârsești. Da? Da. De la Bârsești, da. Aduceți marfa asta bună, da? Da, da. Totdeauna ați avut marfa bună. Da. Și miei, și da, voi, și miei, și porci, și pastramă, și... Cum a mers? Cum a mers treaba? Binișor, nu. Vânzarea? Bine. Bine, da? Da. Uite, altă doamnă din Ardeal. De ce ați venit, Toma, la noi? Cum vă numiți? Bumbu Maria. Doamna Maria, cum de-ați venit, Toma, în Brancea? Păi am venit aici să ne vindem produsele, că avem clienți, ne-am făcut clienți. De 14 ani. Ia uite, da. Da, avem da? Câțiva, da. Mulțumim lui Dumnezeu. V-ați măritat aici? Nu, nu, nu. Nu, nu ne-am măritat aici. Nu. Unde? Soțul e acasă. Aici? Nu, la Bistrița, da. De câte ori vă duceți pe lună la Bistrița? Nu, la două săptămâni odată, la două săptămâni. Da. Și vine și el aici. Da, sigur. Aveți lucruri bune, da? Da, sigur. Aduse de la da, da, produse de-a noastră, da. Tradiționale. Ce faceți, doamnă, vecina mea? Drăghici, Floreta. Drăghici? Da. Ați venit în piață? Da, la cumpărături. Frumoasă. Da? Frumoasă, vă zic, la noi. Și o laudă și în neamuri din mele. Da? Da. Da? Din alte părți. Din alte părți, ați găsit da. De toate? De toate. Da, și mai am. Accepta bine. Da. Cam tot în țara. Da. Da. Ce să cerim mai mult? Bine că găsim și ce este acum. Cum mi se pare că merge piața după pandemie sau în timpul pandemiei? Mai greu ușor un pic, dar merge. Da, trebuie merge. Să meargă. Trebuie, da. Să mâncăm. Trebuie să ieșim, trebuie să ne cumpărăm ce ne trebuie. Stimați telespectatori, e caniculă deja și am venit în piață să văd cum merg vânzările. Cum merg vânzările de ouă, brânză, lapte, carne, se pare că nu sunt probleme. Doamna doctor Elena Șerbu ne-a explicat că putem veni în condiții de siguranță aici în piață să ne facem cumpărăturile. Ați văzut, părerile sunt împărțite, mă refer la clienți, unii sunt mulțumiți, alții sunt mai puțin mulțumiți. Asta este viața. Vă doresc numai bine!